cel din 2012-2013, atunci a marcat de 6 ori în poarta, a marcat de 6 ori pentru Pandurii Târgu Jiu. Răduț. Ia o acțiune pe cont propriu, intră Răduț în care o se cere penalti și se acordă lovitură de la 11 metri pentru CFR Cluj. Iată-l pe Mateo Susici, își recunoaște greșeala. A făcut ce a vrut Mihai Răduț cu fundașii CFR-ului la această fază, cu presosință cu Mateo Susici. Iată-l pe Susici, nemulțumit, însă greșeala îi aparține. Mario Camora vine și el să-i ceară explicații lui Marius Avram. Pandurii pot deschide scorul. Iată faza de puțin mai devreme, driblingul lui Mihai Răduț în fața lui Mateo Susici. Până la urmă, fundașul dreapta a celor de la CFR Cluj faultează. Nu a fost un fault tocmai evident, însă o decizie corectă, cred că, a lui Marius Avram. Iorga execută lovitura de la 11 metri. Iorga față în față cu Mario Felgheiraș. Pandurii pot deschide scorul, trage Iorga, apără Felgheiraș! Încă o dată Mario Felgheiraș este eroul ceferiștilor. Laurențiu Iorga trece pe lângă deschiderea scorului. Jucătorul de 26 de ani, adus de la Astra, ratează. Nu a tras rău Iorga, însă Mario Felgheiraș a fost pe minge. La rovitură.